Bă, mușule, tu ai venit la mine cu un sac? Ăsta e sac? Eu nu înțeleg, ce ține? Juleț, ce ții? Te dai pe buze, ce faci? Ce ești tu, mă? Ești un fătălău. Un marțafoi. Bă, tu l-ai văzut pe Moș Crăciun cu un sacul la el? Vi cu păruțul ăla pe picioare, cu gleznuța aia. Ești un marțafoi. Un marțafoi. Mâine, poi, mâine te mai văd că vii la mine cu frate tu Crăciun la un jnițel, mâncând un jnițel cu piure și salată. Și voi sunteți Moș Crăciun. Și sugeți și din păiuț. Sugeți din păiuț așa ca niște fătălăi. Și nu aduceți nicio p*** nimic. Bă! Tu ai văzut vreun mafio care să n-aducă p***? Nu știu cum s-a întâmplat, dar astă tată Nicolae atât mi-a dat o ciocolată, mai multe mi-aș fi dorit, dar n-a, e bine, parcă este cam zgârcit. Asta cu mine. Zi, mă. Fa, Pirando, fa. Alo, da, zi. Păi vezi că vine Nicolae seara asta pe la noi. Aoleu. Dar i-am zis să nu vină, că ești tu acasă. Nu fa prost, pe fa, nu ăla. Moș Nicolae de bună. Da, ce, mă, din ce neam ai moșul ăsta? Nu fa, mă, la că n-am făcut nimic, adică. La fă de aduce cadouri la copchii, ești prost. Aoleu, ăla de-a venit și anul trecut și-a dus portocalii la ghete, la băpura de ei. De? Aoleu, zis să nu mai vine să pună, să aducă în papuș la pura de ei portocale, că putii! Au, că și anul trecut când a pus portocal în gheată, o scos o pătrăgică murată. Că a pus banane și a scos gem de pruni cu mămăligă. A băgat ciocolată, a scos găină de cioară. Zi la moșul ăsta, Nicolae, să aducă ceva care să fie bun. Să aducă lingouri de ori, păcate. Că dacă aduci lingouri de ori, nu se devalorează, nici nu pute. Doar să-i transformă în euro.